neapărat că scapă. Un astfel de om nu scapă de rigoarea instanței. Însă alte trei lucruri aș vrea să le semnalez cu certitudine. Vorbind dumneavoastră, practic, despre prevenție. Nu uitați că la nivelul autorităților există un anumit factor de complicitate. Amintiți-vă bună oară cum pe Dunăre, parcă, pluteau droguri. Da, nu că pluteau droguri. La Marea Neagră au ajuns tone de droguri. Pe de altă parte, prin instanță, am văzut N dosare în care polițiști erau alături de cei care făceau traficul efectiv într-o manieră a complicității. Pe de altă parte, incompetența forțelor de acțiune, în sensul că ei nu văd că nu biciul legii și nici sancțiunea penală poate să repare lucrurile. Oricine ar spune contrariu, îl contrazic fără doar și poate, cu certitudinea practicii de instanță. O sentință nu educă și nici legea. Și atunci trebuie să făcute programe educaționale și implementate încă din clasele mici, în așa fel încât copilul, atunci când se maturizează, să știe care este riscul la care se expune. Nu vă supărați. Erau niște concerte, am înțeles, la Stadionul Național. Și am înțeles că mâncare nu aveai de unde să-ți iei, dar droguri puteai să ai la tine. Era un control, o lipsă de control totală, un haos total. Dar n-am mai voie să intri cu mâncare și băutură din afară pentru că trebuia să cumperi de la gheretele instalate acolo. Dar de droguri, mă rog, te controlau și de droguri, înțeleg, au venit niște câini după aceea. Ei, iată, în considerentele acestea, oricare dintre noi poate fi o victimă. Această lipsă de educație naște victime în fiecare zi, nu doar pe străzi. În magazine, în societatea civilă, în orice context, în relațiile dintre noi, în viitorul acestei țări. Ce trebuie să facem concret? Programe educaționale întâi, în așa fel încât eu să știu care sunt consecințele și să am conștiința faptului că ceea ce fac nu fac bine. Deja să știți că se fac prin școli, copiii mei fac la școală, cursuri de...